Așa cum a făcut o eșalonare a tipăririi cardurilor și la cât este posibilitatea de tipărire pe lună, fostul președinte al casei estima că începând cu luna septembrie, toți cetățenii vor beneficia de aceste carduri de sănătate. Odată ce cardul de sănătate va fi distribuit prin Poșta Română, asigurații vor avea obligația să-l prezinte medicului la fiecare consultație. Cardul va arăta precis de ce boală a suferit sau suferă încă pacientul, de ce tratamente a beneficiat, precum și eventualele internări în spital. În același timp, asigurații nu vor mai fi nevoiți să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea adeverințelor de asigurat. Mai mult, autoritățile spun că frauda din sistem va fi astfel mult diminuată, reducându-se considerabil situațiile în care sunt prescrise rețete fictive pe numele pacienților. Prin cardul de sănătate și prin dosarul electronic se încearcă eliminarea fraudei. Deci nu mai are nimeni posibilitatea să meargă în numele altuia sau să fie trecut altul pentru o serie de analize, cum s-a mai întâmplat, de rețete, ci doar dacă se prezintă acel card și se introduce codul, atunci se poate deschide aplicația electronică și atunci se poate opera, fie pentru bilet de trimitere, fie pentru analize, rețete. Dar cea mai sigură metodă de eliminare a fraudei este dosarul electronic. Proiectul cardului de sănătate reprezintă una dintre cele mai amânate promisiuni electorale ale miniștrilor sănătății, proiectul ridicându-se doar în faza inițială la peste 22 de milioane de euro.